Hotărârea pentru instituirea stării de alertă a fost publicată joi noapte în Monitorul Oficial și este însoțită de o anexă în care sunt stabilite noile reguli. Astfel, începând de vineri 15 mai, devine obligatorie purtarea măștilor de protecție care să acopere gura și nasul în spațiile comerciale, în mijloacele de transport în comun, la locul de muncă și în alte spații închise. O măsură importantă este că începând cu 15 mai 2020, în spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă și în alte spații închise, se instituie obligativitatea purtării măștii, astfel încât nasul și gura să fie acoperite. Începând de vineri, circulația în interiorul localităților este permisă fără completarea unei declarații pe proprie răspundere. În schimb, au fost menținute interdicțiile privind deplasarea în afara localității. Motivul deplasării între localități se justifică prin declarație pe proprie răspundere. Începând cu data de 15 mai, este permisă circulația persoanelor în afara locuinței, gospodăriei, în interiorul localităților, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției și evitarea formării grupurilor pietonale mai mari de 3 persoane care nu aparțin aceleași familii. Deci nu mai trebuie declarație pentru acest lucru. Se instituie interdicția deplasării persoanelor în afara localității sau zonei metropolitane, cu următoarele excepții: deplasare în interes profesional, inclusiv între locuința, gospodărie și locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi, deplasarea în scop umanitar sau voluntariat, deplasare pentru realizare de activități agricole, deplasare pentru comercializare de produse agroalimentare de către producător agricol, deplasare pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi, deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament, deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea, însoțirea copiilor, membrilor de familie, îngrijirea unei rude, afin sau persoana aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnavi sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie, deplasarea pentru asistența medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, și mai sunt încă câteva puncte care se vor vedea la publicare. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis să mențină suspendarea activității în restaurante, cafenele și alte unități de alimentație publică, atât în interior cât și la terasele din exterior. Sunt permise doar activitățile de tip livrare la domiciliu, drive-in, room service și take-away. Este suspendată temporar activitatea de servire și consum a produselor în spațiile comune de servire a mesei din interiorul restaurantelor, hotelurilor, motelurilor, pensiunilor, cafenelor sau altor localuri publice, cât și la terasele din exteriorul acestor locații. Deci continuă să rămână închise terasele și alte zone de servire a mesei. Sunt exceptate, cum erau exceptate și înainte, activitățile de preparare a hranei, cât și de comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum și cele de tip drive-in, room service, livrare la client, take-away, etc. Vor rămâne închise centrele comerciale cu suprafața construită mai mare de 15.000 de metri pătrați, cu excepția magazinelor alimentare, farmaciilor, unităților de optică medicală și serviciilor de curățătorie. Pot fi deschise magazinele din centre comerciale care au acces direct din exterior. Începând de vineri, se pot redeschide cabinetele stomatologice și se rea asistența medicală în ambulatorii pentru cazurile care nu reprezintă urgență și care nu au potențial de agravare, cu condiția respectării regulilor de distanțare. Pe durata stării de alertă este interzis organizarea de meeting-uri, demonstrații, concerte sau oricare alte întruniri în spații deschise, precum și activitățile culturale, științifice, artistice, sportive, de divertisment, jocurile de noroc, activitățile de fitness, activitățile în piscine și de tratament balnear desfășurate în spații închise. Slujbele religioase pot fi organizate doar în exteriorul bisericilor, iar slujbele pentru nunți, botezuri și înmormântări pot fi oficiate în interiorul bisericilor, cu participarea a cel mult 16 persoane. Totodată pot fi organizate activități culturale desfășurate în spațiile special destinate la nivelul muzeilor, bibliotecilor și sălilor de expoziții, cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție. De asemenea, sunt permise activitățile recreativ-sportive în aer liber, precum ciclismul, drumețiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul și altele asemenea, care se desfășoară cu participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună. Suspendarea zborurilor de linie și a transportului rutier de persoane a fost prelungită până la 1 iunie. Instituțiile și autoritățile publice, dar și operatorii
actorii economici publici și privați au obligația să continue munca la domiciliu, iar unde nu este posibil să se asigure măsuri pentru evitarea răspândirii infecțiilor. Instituțiile publice și operatorii economici care desfășoară activității de lucru cu publicul au obligația să asigure o suprafață minimă de 4 metri pătrați pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 metri între oricare două persoane apropiate. Accesul în instituții și unități economice este interzis persoanelor care au o temperatură corporală mai mare de 37,3 grade Celsius.